Salutare, dragilor, eu sunt Casi și astăzi reacționăm la niște short horror movies. Cineva mi-a lăsat în comentariu că ar fi fain să reacționez la Don't Fall Asleep. L-am găsit și acum vreau să reacționez la el pentru că sunt curios să văd despre ce este vorba. Și mai de mult cineva mi-a lăsat în alt comentariu că ar trebui să reacționez și că ar fi fain să fac Invisible Man. Invisible Man 2, pentru că primul îl văzuse mai de mult timp și nu mi se pare foarte wow, să zic așa. Așa că vreau să văd 2 despre ce este vorba și am zis că hai, facem așa un challenge să vedem dacă chiar este scary și foarte interesant. Pentru că dacă mi-a lăsat în comentariu, îți dai seama că poate chiar este interesant să-l probez. Așa că facem astăzi reactions, motor, camera, acțiune, clink, plus, stai, în afară de clink, mai am al treilea video care este bonus, dar nu neapărat short horror movie, e ceva dintr-un film apărut acum ceva timp, dar nu m-am uitat la el, pentru că am uitat să mă uit la el și mă uit astăzi seară, în fine. Oricum, o să facem așa un the third one, o să fie ceva genul bonus one, bonus round, ok. Încă o dată, motor, camera, acțiune, clink, bun. Filmul se numește primul Don't Fall Asleep, așa că hai să-i dăm bice, guys! Începem bine. Văd că cineva este foarte... Cineva este foarte somnoros. Se vede că e la interogatoriu. Și a apărut o fetiță în fața ei. Și s-a trezit. Opa, după cearcănele ei se vede că este foarte obosită și reacționează la orice frică. Ce se întâmplă? Un coșmar i-a omorât. Logic, trebuie să ai încredere în ea, că după ce arcul ei îți dai seama că cineva l-a omorât în coșmar. LOL, chiar. Why? Păi, uite-te la amprentele ei. Ești la interrogatoriu. Trebuie să-i spui cine l-a omorât, ce și cum. Și trebuie să vezi amprentele dacă chiar are pe gâtul ei. Pe gâtul lui, pardon. Îți dai seama că ea este înfricoșată și are și cearcănele la ochi. Totuși, cum să facă ea asta? Mamă, ea zice că un coșmar l-a omorât. Înseamnă că fantoma s-a conectat cu visul lui și a pus mâna în gât și l-a strangulat. Ești sigur că l-ai iubit? Sau tu ai fost în coșmarul lui și nu-ți mai aduci aminte? A trebuit să-i vezi amprentele, să mergi la un detector de minciuni. Știu, nu cred că tu ai făcut asta. Dar ți-e foarte somn, după cum văd. Deci tu ai adormit instant. O fetiță pe fundal într-un vis. Asta nu-i de bine și mai și râde. Nu-mi place. Ok. Se trezește. Trezire, hai, sunshine. Trezește-te la... cu domnul polițist. That moment când o fetiță râde pe fundal și mergi și într-un vis. Ea bună. Și se duce, caută, nu vede nimica. Gata, s-o oprim muzica scrie de pe fundal. A fost doar un vis. S-o pune pe canapea, vezi, canapea e frumoasă. Poți să te pui, dai drum la televizor, poți să dormi. Încă ți-e somn. Și în visul tău ți este somn. Bă! Întoarce-te, turn back, întoarce-te, nu! Shooty, deci așa a murit și bărbatul ei, mother shooty! Uite ce fetiță demon, cu ochii negri! Și fața aia zâmbăreață, mamă, că de văd așa ceva, nu știu cum aș putea să scap, plus e un vis, guys! Adică totuși trebuie să avem control asupra visurilor noastre. Uai, ce zâmbet diabolic. Vezi, Gigel? Vezi? Ți-am spus eu. Nu omorât ea. Uite ce îi se întâmplă. Uite, din cauza ta că n-ai crezut-o. Uite. Deci ai un coșmar. Trezește-te. Și s-a dus. Mama mia. Uai, cum să mori într-un coșmar, să vină un demon sau o fată sau un spirit malefic și să vină să te strângă de gât și să mori efectiv în somn. No, that is a worse way to die. Mai și țip. Acum o să-ți vină ție rândul. Super tare! Da, deci un mod foarte ciudat de a muri, adică totuși... Să te strângă cineva de gât și să mori în vis,
this is not a good way to die, să zicem așa, me don't likes it. Dar cam asta a fost primul nostru video, nu a dormi. Deci se potrivește chiar foarte bine titlul, nu a dormi. Dar ce să-i faci? Dacă se întâmplă să ai, de exemplu, probleme cu spirite, eu cred că trebuie să pui bețigaș și parfumate și să meditezi și să faci oarecum niște ritualuri ca să scapi de demonii ăștia interior, exterior, habar n-am. Pentru că, de exemplu, dacă un parazit din ăsta, cum e relativ fetița asta, se atașează de tine, efectiv te... e ca și cum ca o lipitoare. După ce că ți-o lua toată energia, te lasă în pace, efectiv te lasă ca o prună uscată și îți dai seama și la sfârșit, după ce nu mai are nevoie de tine, ca să nu fii martor la existența ei, efectiv te elimină, te anihilează, în ghilimele spus, te omoară, habar n-am. Oricum, asta a fost primul nostru video, dragi prieteni, don't fall asleep, merge, un 8 spre 9, e ok. Să ne aducem aminte că nu trebuie să ne uităm la filme horror înainte să ne punem în pat. Că s-ar putea să dăm de o parazită să vină să ne omoare. Oricum, dragi prieteni, următorul video, number 2, se numește Invisible Man. Bun, let's do this, boys. Motor, camera, acțiune, clink. Începem fain video. O mașină parcată. Cineva despachetează. Îmi place mașina. Stai, frate, tu te uiți în partea aia, deși care cineva, ar trebui să fie cineva acolo, dar de fapt nu este nimeni. Sau ai auzit un scratching, sau că te... momentul ăla când ni se activează al cincilea simț, când cineva oarecum ne privește sau ne urmărește, când e stalking, ceva de genul. Uai, ăla e un motare ciudat. Adică dai seama că mergi noaptea pe undeva și dintr-o dată vine, nu știu, simți că... sunt niște ochi care te privește sau că te urmărește ceva. Efectiv, atât viața a cincilea simț. Când e viața noastră pusă în pericol. Oh! The shoot is this, fratele meu! The shoot! S-a deschis ușa și-o împins-o și tu nu reacționezi mica! Excuse you! Ce excuse you? Tanti! Doamnă, fată, fetiță, școlăriță, ce ești tu? O trecut un om pe lângă tine. Om, monstru, habar n-am, nici nu l-ai văzut. Excuse you? You wait, what? Ce să scuzi? Pe fantoma lui bunicu. You shouldn't have moved in there. Huh? You should not. Tu ai fost, n-ai cu, după ochii tăi se vede că nu ești foarte prietenoasă. Știi tu ceva, habar n-am. Pune multe semne de întrebare. Safe. You shouldn't have moved in there. Ce nu-i safe? Deci ea s-a mutat într-un apartament nou. E același apartament ca din primul Invisible Man. Cred că e același apartament după cum îl văd. Numai că acolo a fost omorât persoana respectivă, din câte mi-au aminte. Se mai și închide ușa singur. Mama dragă, tu te-ai dus într-un apartament, ușa se închide singură și tu mai stai în apartamentul ăla. Eu cred că luam primul bagaj, cred că numai periuța de dinți o luam și fugeam. Ok. Trebuia să asculți vecina. Ți s-au deschis dulapurile. Dai seama și dulapurile din când în când se deschide ele automat ca să se aerisească, îți dai seama. Nu-mi place oricum. Ai închis dulapurile. Foarte bine. O poză pe jos. Și dau pariu că este o poză în care arată ceva urât pe ea. Adică nu e o poză, e un desen. Oh! Deci, mi-aduc aminte când a fost desenat monstrul. Dar nu știu dacă chiar este omul invizibil sau un demon care s-a manifestat și este oarecum invizibil și poate să se manifeste în planul material. Și ai Mia! Bună, Mia! You dead! Dar ăla nu-mi place. What a shoot! Fugi, du-te, run! Run, Kitty, run, du-te, afară. Nu te mai uita. S-au auzit sunete pe fundal. Când auzi sunete pe fundal, nu te mai uita. Du-te, ușa e acolo, e la niciun metru de tine. Fugi. Nu fugeam. Se mai și sting back. Mai s-au auzit și pași.
Te-ai dus. Deci, câte motive trebuie ca tu să pleci din casa aia știind că este cineva înăuntru, poate chiar nu-l vezi sau o fantomă sau habar n-am. Vezi pași, nu, aia pașii au fost la sfârșit. Vezi că se deschid ulapurile, vezi că se închide becul, vezi că se aud zgomote, te-o mai și lovit cineva, ceva, pe scări și tu nu l-ai văzut vorba, dar te-ai și scuzat. Wait, what? Ok. Vecina? Vecina s-a dus și ea înăuntru. De ce te-ai dus? Okay? Nu, nu e ok. Oh. Gata. Super tare. Super tare. A fost genial. Ce pot să spun? Adică, îți dai seama. Un om invizibil, sau poate un demon, sau habar n-am, s-a dus acolo. Și persoana respectivă sunt mutat și nu am luat în considerare ce a zis vecina și alte sunete și nu fugi de acolo. Deci e oarecum scary că te gândești că omul invizibil e oarecum, cred că o demon, ceva de genul. Da, habar n-am. Oricum, cam ăsta a fost videoul number 2. Până acum, un 7/8. E ok. E nașpa să te gândești că dacă cineva ar fi fost un demon sau un om invizibil să vină să te chilărească. Dar dacă aș fi auzit sunete sau ceva genul pe fundal, aș fugi. Run. Nu mai sta. De ce să stai? Fugi. Iei ceva, dai în el. Dacă e ceva acolo, deschizi ușa, te zbengui. Numai să-ți fugi. Oricum, cam asta a fost primul, al doilea video, se numește Invisible Man 2 și acum ne băgăm la round 3, ăsta este bonus round, se numește videoul, de fapt nu e video, e un horror, Evil Dead. Am văzut că a apăruse în 2013 acest film, că e film întreg, dar mi-a luat timpul să găsesc o parte foarte scary din el, și adică una dintre părțile scary, și chiar nu l-am văzut, voiam să-l văd înainte, dar am uitat să-l văd, sincer, și l-am lăsat acolo, că apăruse la cinema o perioadă și am vrut să mă duc la el, dar m-am luat cu altă treabă și habar nu l-am mai văzut. Dar oricum, acum l-am găsit de mult timp și este timpul să reacționez la el. Așa că, dragilor, veniți cu mine! Motor, camera, acțiune! Clink! Bun! Stai un pic. Gata! Reacționăm! Este Evil Dead. I will rip your soul out! Se mai cine merge să rip your soul out? Super tare! Adică smulg Începem bine, o fată legată de un stâlp de susținere în cătușe, de alea numai cătușe, sunt când alea lanți de aia cu țepi. Moarte, uite că o zice vudu. Ce faci la copila aia? Uai, ai o carte cu Demons, The Evil Book. Deci, ce poate folosi malefic, poate să și izgonească. What the shoot is this, bro? Chop the motherfucker, adică ta... No, ăsta da demo, fratele meu, cum a putut să o posede pe fata asta, biata fata, lumea mea! Wow. Uai, deci i-o dat foc, deci efectiv ca să scape, deci să elimine demonul din viața fetei, i-o dat foc și fetei că s-o atașa foarte mult ca o lipitoare de ea și îi dă foc și ei, dar și demonul oarecum suferă și așa poate să-l scoată afară din ea, adică din... Mai se și bucură demonul ăla când o arde, bă, adică și cum stă la, cum să zic, la masaj sau la solar, ah, ce bine, ceva genul. Baby. What the shoot, fratele meu. Mamă. Uai, deci o împușcat, i-a explodat capul. Lume. Mamă. Cam asta a fost pe ziua de astăzi, dragi prieteni. Al treilea, bonus, le bate pe toate, sincer, a fost super tare, mamă, deci mi-a plăcut să reacționez la astea, pentru că am zis că vreau să reacționez la mai multe, pentru că sunt chiar foarte scurte și să le fac așa ca un șir, ceva de genul. Wow, deci al treilea, efectiv, m-a lăsat mască, nota 10, pentru că
Gândește-te dacă tu ca persoană vezi un demon care s-o atașat de o persoană dragă și ea sunt bine, sunt bine, sunt ok, du-mă acasă, n-am făcut nimica. De fapt și de drept este un demon care vrea să scape de acolo știind că el va pieri și că trebuie iară să-și găsească o gazdă dacă își va găsi o gazdă. Oricum, dragi prieteni, cam asta vă spun pe ziua de astăzi. Nu uitați să vă abonați în cazul care nu v-ați abonat, apăsând butonul de subscribe și clopoțelul de lângă pentru mai multe notificări din partea lui Casica Gaming. Eu și până acum au ieșit foarte bine, cele 3 videouri le-am făcut, mi-au plăcut foarte mult. Nu uitați să lăsați un like, să faceți cât mai multe like-uri pe video ăsta și lăsați în comentariu dacă vreți să mai reacționez la videouri de genul acesta sau alte videouri sau alte horroruri sau ceva interesant, premiere și așa mai departe. Sunt aici să reacționez la ele și sunt pregătit să văd pentru că ceea ce mi-o oferiți și voi este și nou pentru mine și când mă uit la așa ceva încerc să le pregătesc, să le fac să fie cât mai faine. Așa că, dragi prieteni, am să vă revăd pe voi în următorul episod! Bye-bye!